încep prin a vă mulțumi că ați venit în locul ăsta care încercăm să facem o galerie cu participarea unor tineri artiști care, cel puțin eu, îi văd plin de talent, a căror întâlnire a fost prilejuită de căutarea pe internet, deci mai datorăm ceva internetului plus. Și sper ca pe viitor să putem să organizăm periodic astfel de expoziții în condițiile care le putem oferi aici și să ne bucurăm de ce vedem și de prestațiile care le pot face niște artiști tineri care au foarte mult talent și care cu toate ar merita mai mult decât le putem noi oferi. Despre această tânără galerie care este la prima expoziție, pot spune că s-a muncit destul de mult pentru a crea o imagine și un concept care eu consider că are o foarte mare importanță și poate avea un impact destul de bun în societate, dar fiindcă are rolul de a aduce arta mai aproape de oameni care poate nu au timpul necesar să viziteze o galerie la un moment dat și artiștii astfel sunt conectați la societate. Între aceste două lumi se creează un fel de pod care poate fi un mod de comunicare între societate și vă mulțumim că vă mulțumesc că ați venit și sper să vă bucurați în continuare de acest nou spațiu. Mulțumim. Vă invit să bem un pahar de suc, întrucât am și alți colocatari în clădire care au impus ca să nu se consume alcool. Pare rău că nu pot despărți și o șampanie. Poate data viitoare, dacă vremurile vor fi mai favorabile, să o bem în curte.